La niciun an de la înființare, trupa de street dance Urban Elements are deja succes. După locul 3 la o competiție europeană, tinerii Regineni au un nou motiv de bucurie. Vor participa la un concurs de dans la Oradia. Vestea a fost neașteptată atât pentru dansator cât și pentru coregraful trupei, care este foarte încrezător în forțele lor. Ajungem la un concurs mare din România la care, în așa scurt timp, deci chiar pot să zic, în foarte scurt timp, fiindcă ne-am înscris foarte târziu și ne bucurăm de un succes mare. Asta însemnând că ne-am înscris ca a 104-a trupă din România și am ajuns în primii 18, ceea ce în maxim două săptămâni să se, se decide așa de repede, pentru noi e o bucurie. E cel mai mare concurs din România și nu am cuvinte. Competiția este una de renume în domeniul dansului și cuprinde mai multe secțiuni, ca hip-hop, breaking și dans de societate. Concursul se va desfășura sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 13 la Oradea. Concursul se numește Nifea Dance, este a 12-a ediție, este făcut uh, în memoria lui Gabi Chevari, care a fondat această, acest concurs, la secțiunea trupă, crew, cum ar veni, Cru vs. Cru, uh, avem o trupă, deci trupa elenți, și la individuale pot să mă mândresc că am și două, patru fete la 2 versus 2 care participă la battle. Asta înseamnă confruntare și eu la 1 vs. 1, fiindcă eu nu mă pot lăsa. Nu știu, până când o să rezist o să dansez. Coregraful trupei Urban Element a ținut să o mulțumească celor care îi sprijină în deplasarea la festivalul de dans. Eu doresc să mulțumesc pentru Club Rotarii, care sunt așa de dornici să ne ajute, fiindcă na, nu prea pot să zic că noi ca trupă putem să susținem anumite concursuri la nivel așa de mare, fiindcă astea sunt costuri foarte mari. Dar chiar mulțumesc din suflet că ne sprijină și sunt alături de tineret, Pot să mulțumesc pentru Școala de Limbi Străine, Eureka, care ne sprijină. Alături de acești tineri talentați este și primăria Reghin, care va contribui financiar la deplasarea la Oradia.